Bună, dragilor! Bine v-am regăsit! Sunt astrolog Andreea Dincă și vreau să vă ofer previziunile pentru săptămâna 28 ianuarie, 3 februarie. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți. Vă invit ca de fiecare dată să-mi dați like, share, subscribe. Puteți să distribuiți și pe paginile voastre de Facebook dacă vă place ceea ce vă spun eu, dacă vă plac interpretările mele. Chiar dacă am menționat și în horoscopul lunar pentru luna februarie, vreau să menționez încă o dată și anume că vă aștept la consultații dacă doriți să aflați mai multe despre voi sau despre ce poate să vă rezerve viitorul. Însă vreau să vă spun pe această cale cei care îmi scriu, pentru că sunt multe persoane care îmi scriu. Mă iubește soțul meu sau mă voi împăca cu nu știu cine. Trebuie să înțelegeți că este vorba de o analiză. Durează un pic înainte să vă pot răspunde la aceste întrebări. Iar aceste întrebări, răspunsul acestor întrebări, îl veți primi în cadrul unei consultații. Da? Pentru mai multe detalii, îmi puteți scrie. Nu am cum să vă răspund, așa mă uit pe cer și vă spun ce e în capul meu. Nu așa funcționează. Nu este un răspuns care îmi vine mie. Nu, este o interpretare. În urma acelei analize, în urma studierii hărții, vor veni și răspunsurile. De asemenea, vreau să vă mai spun că urmează să apară mai multe materiale care sper să vă ajute, așa că fiți cu ochii pe canalul meu de YouTube, iar pentru a fi la curent cu toate informațiile noi care urmează să apară, puteți să dați foarte simplu pe butonul abonează-te. Haideți să vedem cum suntem influențați de astre în această săptămână, 28 ianuarie, 3 februarie. Haideți să vedem cum sunt influențați berbecii în această săptămână, 28 ianuarie, 3 februarie. Dragi berbeci, țin să vă anunț că aveți o săptămână frumoasă, aveți o săptămână în care sunteți norocoși, trebuie doar să știți să profitați de oportunitățile care bat la ușa voastră, mai ales pe plan financiar. Sunt oportunități care pot veni din străinătate, în urma unor discuții pe care le-ați avut, toate lucrurile evoluează în direcția pe care vă doriți voi. Tot ce trebuie să știți în această săptămână ar trebui să fiți un pic atenți la relațiile pe care le aveți cu unele femei din viața voastră. Acolo puteți primi mici înțepături care ar putea să vă deranjeze într-o mică măsură, iar voi fiind impulsiv să reacționați pe măsură. Astfel că nu dați atenție micilor răutăți venite mai ales din partea femeilor. Însă această săptămână este una norocoasă pentru voi, așa că spor la treabă. Taur. Pentru tauri este o săptămână în care vor profita un pic de bunătatea, în ghilimele, de bunătatea celor din jurul lor. Mai exact, anumite persoane este posibil să vă întindă o capcană în care vor cădea chiar ele. Așa că nu vă faceți griji, în această săptămână sunteți protejați, feriți de rele, să zic așa. Este o săptămână în care puteți beneficia și de suport, sprijin din partea persoanei iubite, însă, cum spuneam, protecție divină. Universul așează lucrurile cum știe el cel mai bine, astfel că nu ar trebui să vă faceți foarte multe griji. Acum nu o să ne culcăm pe ureche, dar lucrurile se vor aranja de la sine. Pe zona carierei, taurii de asemenea sunt bine aspectați, veți avea multe întâlniri, multe discuții, dar rezultatele acestor întâlniri sunt unele bune, sunt unele favorabile pentru voi. Să vedem cum sunt aspectați gemenii. Gemenii au și ei o săptămână destul de interesantă. Vor trece prin diverse experiențe, experiențe care vor schimba, vor modifica ceva în interiorul lor. Resimțiți anumite probleme pentru că sunteți obligați într-un fel sau altul să le rezolvați, să înfruntați anumite situații, anumite temeri, să vă eliberați de anumite frici. Dacă sunteți mai geloși, mai posesivi,
pe persoana, cu persoana iubită, există posibilitatea că în această săptămână este riscul să fie și mai dominant, să fie și mai dominante aceste sentimente. Așa că încercați să eliminați toate gândurile astea, chiar și gândurile negative. Gemenii au o săptămână interesantă, mai ales dacă vor să facă mici investiții. Dar totuși aveți grijă să nu investiți totul într-o singură direcție, însă puteți să vă încercați norocul. Puteți avea rezultate frumoase. Măsurați de mai multe ori și tăiați o singură dată. Următorii, și anume racii. Racii trec prin situații destul de dificile în săptămâna 28 ianuarie 3 februarie, mai ales pe sectorul muncii, pentru că sunt, mai ales dacă lucrați cu bărbați sau aveți superiori bărbați, aceștia vă pot pune în dificultate. Vor să vadă dacă vă puteți descurca în anumite situații, vă pot pune în dificultăți pe care le creează tocmai să vadă dacă faceți față acelor lucruri. Stăpâniți-vă, veți reuși să treceți cu bine peste orice situație, dar stați departe de aceste persoane, în special bărbați, la locul de muncă. Încercați să vă faceți nevăzuți din calea lor. Tot în această săptămână, racii pot avea niște sentimente de nesiguranță în relația cu unele femei. Ar fi bine de asemenea să vă odihniți mai mult și să adoptați un stil de viață mai sănătos. Următorii, și anume lei. Leii au o săptămână interesantă, mai ales la locul de muncă. Sunteți foarte aglomerați, aveți multe treburi de făcut, multe sarcini din urmă pe care nu le-ați terminat la timp, ele revin, trebuie să vă ocupați de ele. Inițial veți dori să delegați alte persoane cu care lucrați, să soluționeze acele probleme, însă va trebui să vă ocupați chiar voi. Nimeni nu o să facă o treabă mai bună decât voi. În această săptămână, mulți nativi leu vor avea diferite, fie examene, fie poate vreți să vă înscrieți la anumite cursuri. Există această posibilitate să doriți să vă îmbunătățiți anumite calități, începând un anumit curs care să vă ajute în acest demers. O săptămână interesantă pentru lei, iar pe partea sentimentală trebuie să menționez că avem lei ce vor avea multe întâlniri romantice, întâlniri plăcute, întâlniri care îi vor bine dispune. Foarte frumos! Fecioarele în săptămâna aceasta își vor dedica o mare parte din timp familiei. Sau cel puțin nu veți mai petrece serile după program lucrând, lucruri pe care le-ați făcut în ultima perioadă, și vă veți dedica mai mult timp familiei. Poate că veți ieși mai mult cu aceștia. Aveți nevoie să vă relaxați, aveți nevoie să vă ocupați mai mult de voi și de casa voastră, de familia voastră. Mulți musafiri vă pot călca pragul sau chiar voi să mergeți în vizite pe la anumite persoane, anumite rude sau prieteni, persoane care vă sunt dragi. Tot în această săptămână, fecioarele se vor confrunta și cu un sentiment de neliniște. Ar fi bine să încercați să vă odihniți, poate chiar să beți un ceai de plante înainte de culcare, un ceai care să vă liniștească. Plantele și tot ce ține de partea aceasta, legume, sucuri naturale, ceaiuri din plante, vă vor face foarte bine. Este important să vă faceți ordine în gânduri, să vă liniștiți și să adoptați o atitudine pozitivă. Da, revenind la balanță. Balanța are o săptămână interesantă de asemenea. Poate va pune punct unor conflicte la locul de muncă cu membrii echipei cu care lucrează sau poate chiar cu șeful, dacă aveți mai ales un șef bărbat, mai serios, mai
o persoană căruia îi place să domine pe cei din jurul său, veți încheia conflictul cu această persoană sau nu veți pune paie pe foc, pentru că e posibil să încerce să vă provoace. Voi vă veți vedea de treaba voastră și nu îi veți da subiecte de discuții. Este o săptămână frumoasă din punct de vedere al dragostei pentru balanțe. Veți fi fericite, veți fi iubite. Este o săptămână în care veți fi împlinite pe sectorul sentimental. De asemenea, balanța poate să primească bani în această săptămână prin intermediul unor femei sau datorită intuiției voastre. Dacă vă veți asculta intuiția, de asemenea, bani dintr-o sursă neașteptată. Foarte frumos pentru balanțe. Haideți să vedem ce se întâmplă cu scorpionii. Scorpionii sunt cu gândul la drumuri, sunt cu gândul la achiziționa diverse obiecte. Poate să fie vorba de obiecte pentru casă, ceva pentru mașină sau poate chiar să facă niște cadouri celor dragi. Prin gândurile voastre sunt tot felul de necunoscute. Aveți foarte multe întrebări, aveți nevoie de anumite răspunsuri. Fiți calmi, răbdători, aceste răspunsuri vor veni la momentul potrivit. Este o săptămână în care veți învăța tot felul de lucruri noi care vă vor ajuta în perioada următoare. Fiți deschiși pentru că prin oamenii pe care veți întâlni sau prin prietenii voștri sau persoane cu care intrați în contact în această săptămână, chiar și câțiva membri din familie, dar nu părinții, mă refer aici mai mult la surorii, cumnați, verișori, veți afla niște lucruri interesante. Așa că fiți atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. De asemenea, la locul de muncă veți simți greutate, veți simți că aveți foarte mult de lucru, totul este într-o continuă mișcare, agitație, parcă totul se derulează cu viteza luminii. O săptămână destul de interesantă și pentru voi, va trebui să-i faceți față. Veți descoperi lucruri interesante. Următorii, și anume săgetătorii. Pentru săgetătorii este o situație destul de frumoasă. În primul rând, aveți noroc cu carul, trebuie să profitați de el. Este important să profitați de șansele pe care le aveți, pentru că cine știe când vă veți mai întâlni cu aceste șanse. Pot fi șanse de a pleca în străinătate, pot fi șanse de a crește, de a evolua, mai ales pe plan profesional. Desigur, există și varianta ca unii săgetători să se îndrăgostească de o persoană care nu se află în același loc cu ei. Poate să fie în alt oraș sau în altă țară, puteți începe relații la distanță în această săptămână sau să intensificați comunicarea cu o persoană care se află la distanță. De asemenea, puteți începe afaceri care să vă aducă profit și chiar recompense pe termen lung. De asemenea, dacă doriți să dați anumite interviuri, anumite examene, este o săptămână bună, este o săptămână benefică. Ce să mai voi, săgetătorilor, sunteți bine susținuți de către astre. Să vedem ce se întâmplă pentru Capricorn. Capricornii sunt puși pe muncă, au o săptămână plină, au o săptămână aglomerată, vor să termine ceea ce au început, probabil că la începutul lunii sau poate chiar din anul trecut. Este o săptămână în care sunteți concentrați pe muncă, să munciți. Unele femei vă aduc vești bune, vești bune care vă dau mai multă speranță, vă dau pozitivitate. De asemenea, aș putea să spun, pentru nativii Capricorn, veți avea o săptămână în care sunteți îndreptați către spiritualitate. Poate nu neapărat să treceți pe la biserică, dar aveți anumite frământări, întrebări. Sunteți
cum spuneam, îndreptați către spiritualitate. Ar fi bun un masaj sau poate o terapie sau poate chiar să mergeți la un salon de înfrumusețare să vă faceți o schimbare, o schimbare de loc, de ce nu? Poate încercați o nouă culoare la păr sau o nouă tunsoare. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vărsătorii în săptămâna 28-3 februarie. Vărsătorii primesc multe oportunități de asemenea pe sectorul carierei. Dacă doriți să vă schimbați jobul, puteți să mergeți cu încredere la un interviu. Acolo totul se va derula foarte frumos, nu trebuie să vă faceți griji, nu vi se vor pune bețe în roate, ca să zic așa. Adică totul va fi în favoarea voastră. Este de asemenea o săptămână în care urmează să primiți, nu știu, un cadou sau, bine, este și luna voastră. Foarte mulți vărsători și aniversează ziua de naștere în această perioadă, însă o perioadă cu multe cadouri, cu multe împliniri sufletești, cât și profesionale, așa cum spuneam. Există o oportunitate ce vine din străinătate, o bucurie, o veste bună pe care o primiți mai ales de la femei. De la femei are de-a face cu străinătatea. De menționat pentru vărsători, posibil să aveți și câteva zile cu insomnii sau în care vă odihniți nu atât de bine, ar trebui să încercați o metodă de relaxare, o metodă care să vă ajute să dormiți mai mult, mai bine. Să vedem ce se întâmplă cu peștii. Da, peștii în această săptămână sunt mai bine aspectați decât până acum, în sensul că veți găsi rezolvare pentru unele probleme. Chiar dacă nu o să se termine, unii chiar au probleme mai vechi, probleme pe care le-au amânat, cărora le-au amânat rezolvarea sau decizii de luat și le-ați tot amânat, ușor, ușor răzbiți la lumină. Se așează lucrurile, dar nu atât de repede. Ușor, ușor, cu pași mici. Pași mici, dar siguri. La locul de muncă, vești bune, în sfârșit apar fie recompense, fie posibilitatea de a promova, dar mulți dintre voi se pot gândi să înceapă o afacere pe cont propriu. Sau cel puțin aveți, vă vin niște idei, fie de la cei din jurul vostru, fie chiar visați ceva și în urma acelui vis să vă gândiți să începeți o afacere. Este o perioadă în care, în această săptămână, în care aveți creativitatea la maxim, așa că folosiți-o, puteți să creați lucruri interesante. Dacă aveți talent artistic, nu știu, scrieți, desenați frumos, pictați, puteți să începeți o activitate în acest sens. Pentru că este o lună în care, este o săptămână în care veți din mâinile voastre vor ieși lucruri foarte frumoase. Aveți încredere în voi și chiar vă puteți relaxa scriind, pictând, desenând sau chiar gătind pentru cei dragi, cântând. Vă veți relaxa și vă veți pune și ordine în gânduri, în sentimente. O săptămână foarte interesantă pentru voi, dragi pești. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna 28 ianuarie, 3 februarie. Eu sper că astele să se alinieze favorabil pentru voi și să vă creeze cele mai frumoase aspecte. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă rog în continuare, așa cum o fac de fiecare dată, să-mi dați like, share, subscribe și să distribuiți și pe paginile voastre de Facebook. Dacă aveți comentarii, dacă aveți păreri, dacă aveți sugestii, îmi puteți scrie. De asemenea, au mai fost persoane care m-au rugat să le calculez ascendentul sau să le spun diferite lucruri. În funcție de timpul meu, da, vă pot calcula ascendentul, nu este nicio problemă. Însă trebuie să înțelegeți, așa cum spuneam și la începutul clipului, pentru a vă răspunde la anumite întrebări, durează mai mult, este nevoie de o consultație specială pentru voi. Nu vă pot da un răspuns ce îmi vine mie în
cap aia să vă răspund. Pentru că nu așa funcționează astrologia. Nu este vrăjitorie, nu este ghiceală, nu stăm și ne uităm pe geam și dăm un răspuns. Se interpretează, se analizează, se cercetează, se studiază și apoi se dă un răspuns. Facem totul ca la carte. Pentru ca voi să aveți cele mai bune răspunsuri și să vă pot ajuta, să vă pot ghida, să atingeți cel mai înalt potențial al vostru. Pentru asta este o astrogramă personalizată, să vă ajute. Este menită să vă ajute. Dragii mei, cei care mă urmăriți din străinătate, nu este nicio problemă. Dacă vreți să intrați în contact cu mine, să vă ofer o ghidare, o consultanță astrologică, îmi puteți scrie, ne putem auzi la telefon sau pe Skype sau pe un videocall, pe WhatsApp, găsim soluții. Nu vă faceți nicio grijă, scrieți-mi și vom intra în contact, vom intra în legătură. Vă mulțumesc și vouă pentru că mă urmăriți și nu uitați de asemenea să distribuiți și prietenilor voștri. Puteți să comentați, să-mi spuneți de unde mă vizionați, cum vi se par clipurile mele, dacă mai trebuie ceva îmbunătățit, dacă vă plac interpretările pe care le fac. Vă aștept cu sugestii și comentarii. Vă mulțumesc încă o dată și nu uitați, subscribe. Vă doresc o săptămână magică.